Două cutremure cu magnitudine de 3,7, respectiv 3,8, au avut loc astăzi în Vrancea. Seismele s-au produs în zona Vrancea-Buzău la o adâncime de 100 de kilometri și respectiv 87 de kilometri. Asta potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului. Primul cutremur de 3,7 magnitudine s-a produs la o adâncime de 100 de kilometri. Orașele cele mai apropiate sunt Covazna, 30 de kilometri, Târgu Secuiesc, 41 de kilometri, Focșani, 51 de kilometri, Mărășești, 55 de kilometri și Târgu Ocna, 57 de kilometri. Cel de-al doilea seism s-a produs la o adâncime de 87 de kilometri. Localitățile cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Covazna, 33 de kilometri, Târgu Secuiesc, 45 de kilometri, Focșani, 50 de kilometri, Râmnicu Sărat, 54 de kilometri și Mărășești, 57 de kilometri.